aceea de grațiere? În sală am răspuns foarte clar că nu și acum vă spun dumneavoastră, actele normative nu se fac pentru politicieni, se fac pentru a rezolva politica penală a statului. Nu am avut, numai puțin, nu am avut în vedere și nu am în vedere o anumită persoană. Așa cum știți, am vizitat și voi vizita în perioada următoare o serie de penitenciare, fără a viza sau a vizita o anumită persoană. Deci, repet, actele normative nu vizează persoane sau politicieni.